începând de astăzi sunt mult mai bogată și promit să dăruiesc din bogăția asta și celorlalți pe care să-i întâlnesc în drumul meu, nu mai chemându-i la aceste cursuri, dar dăruindu-le copiilor, ceea ce în ziua de astăzi se cam trece cu vederea. O lume a poveștilor, o lume a acolo unde binele întotdeauna învinge și din orice poveste pot învăța ceva. Și cred că o poveste spusă, așa cum ne-a învățat tu, Georgi, va aprinde acolo, va mocni și cred că va transforma. Și îți mulțumim pentru asta, mulțumim și Ioanei și vă mulțumesc tuturor. M-am simțit foarte bine. O, și noi, Georgi.